cântă marea n-a sfințit din adâncul nesfârșit litoral. Tango și mătasea unui val duce șoapta lui spre mal litoral. Tango ca un fulg obosit se oprește tremurând pe note lungi de acordeon și în zbor pe paleză pornește învesmântat în cristal și neon. Litoral tango, fir de vis țesut în zări și topit în mângâieri de stele, ai luat dorul ce s-au stins și iubiri noi ai desprins din ele. Tainic litoral tango, prinde luna pe cărări umbra primei sărutări litoral tango, rătăcește prin alei prima vorba dragostei litoral tango, două mâini îndrăznesc prima oară în ritmul lui să-și spune tot ce-au tăinuit și un zâmbet în noaptea de vară cântă iubirea ce i-ai dăruit. Sunt președintele Regina Vale filiala Margarea. Mă numesc Stoica Petrică, sunt contraamiral de plătită în rezervă și vreau să vă spun câteva cuvinte despre preocupările Regina Vale filiala Margarea. În cadrul Ligii, noi ne-am propus să facem cunoscute tradițiile marinărești și obiceiurile marinărești în rândurile tineretului din orașul Mangalea, împreună cu celelalte organizații din Mangalea, să contribuim la educația marinărească a tinerilor, dar și a celor în vârstă. Avem ocazia să vă prezentăm astăzi în această sală, cercul de navă modele, care este patronat de Liga Navală Mangalea și care are drept scop inițierea în navă modelist a tineretului, a copiilor, chiar și a oamenilor care sunt pasionați de această meserie. Am să dau cuvântul domnului Olteanu Nălu, care este instructor și responsabil al cercului de navă modere, să vă facă cunoscut cercul și să vă explice ce activități se desfășoară în cadrul lui. Începem cu luna octombrie din anul 2011, a luat ființă acest cerc în cadrul Casei Armatei, în care încercăm să promovăm, cultura marinărească, începând de la cele mai mici niveluri. În momentul în care cineva dorește să vină în acest cerc, vrem să luăm de la început. Începem cu cel mai mic, cum să zic eu, element pe care îl promovează acest cerc. Deci, în primul rând, cum se construiește o navă, o bărcuță sau, cum să zic eu, pentru, am și anumite lapsusuri, să încercăm să le cultivăm oamenilor dragostea de marinărie, de apă, de a putea fi împreună cu toată dragostea pentru această meserie. Dacă în acest cerc tot am început să promovăm marinăria, utilajele pe care le avem în acest cerc nu sunt chiar așa de performante, dar cu
posibilitățile noastre și cu toate aceste... Prezentațiile. Da. Aceste sunt... avem un circular mic, este rusesc, de acum 30-40 de ani, dar de care ne folosim cu foarte mare încredere, pe care le-am făcut din anumite motorașe, am făcut anumite circulare pentru frezat, pentru șlefuit. Avem un mic strâmb donat de către domnul comandor Balaci, a lucrat și dânsul, a mai trebuit puțin rectificat, dar merge foarte bine. La fel avem niște circulare micuțe pe care le folosim în atelier pentru anumite materiale, baghete pe care le folosim împreună la bărcuțele pe care o să le construiască și copiii și oamenii mari dacă vă doresc să vină. Masă de lucru cu tot felul de ustensile, planuri, avem și planuri pe pereți, planuri pe care le luăm și de pe calculator, le luăm și în cadrul revistelor apărute... Corăbii după timpuri? Da, bineînțeles, acestea deci sunt corăbii la 1700-1600. Unele sunt prezentate acum și în oraș, deci sunt kituri care se folosesc din plastic, din hârtie. Noi aici folosim lemnul, pentru că prima oară lemnul a apărut, deci bărcile au fost folosite, au fost făcute din lemn prima oară, nu? După aceea au fost făcute și din hârtie. Avem și aici un dracar, Gokstad. Deci sunt primele tipuri de bărci care au apărut în lume. Deci vikingii au folosit pentru prima oară corăbile în deplasările lor pe mări, oceane. Și încercăm să le folosim și să le reconstruim exact cum au fost făcute. Cea din spate ce reprezintă? Deci cea din spate corabie. Este... o fregată, Santissima Madre se cheamă, este tot construită la 1670 și este dotată, avem planurile aici pe pereți, deci încerc cu planurile de tip, deci Santissima Madre. Deci ea e aceea. Da, aceasta trebuie să ajungă la final. Deci aici este tot planul de forme, planul de coaste. Da, interesant. La coruna este o altă navă pe care este în lucru, o să vă arătăm și mai târziu. Deci după acest dracar, Gokșta numit, avem un pânzar moldovenesc, care acum este în construcție, este, vedem cum îl putem face, după planul din revistă, vă planul luate de pe internet, pentru că această barcă a fost făcută de către, în timpul lui Ștefan cel Mare. Domnul ce face acolo? Domnul lucrează la... La un dracar. Deci la acest dracar. De la capăt, de la începând cu coaste, cu file, cu de toate. Nu este ușor. Avem o goeletă care este și ea în lucru. Încercăm să mai facem și alte tipuri de nave, nu numai... Stați așa puțin, foarte da. Interesant. Trebuie urmărită cu câte migale se lucrează. Deci, în primul rând, filele care sunt, deci sunt puse fiecare una peste alta, sau una lângă alta, bucățică cu bucățică. Deci foarte nu este... Frumos. Și aici? Aici este calapodul de la dracar, pe Ia. Care se construiește acest... Deci, pe acest calapod. Pune... Deci, vin file peste calapod și ușor, ușor, încep să... Această navă începe să ia formă. Aici dulapul cu diferite ustensile, tot felul de... Mi se par foarte frumoase navele de sus. Ce sunt cu acelea? Acelea sunt două nave care chiar sunt frumoase. Domnului Nisulescu Aurel. Dânsul vi le poate prezenta mult mai... Domnul Nisulescu? Este aici, putați. Poftiți. Da. Avem o Santissima Madre în construcție, această navă mai mare decât cealaltă. După aceea Santa Maria, așa. După o schemă italiană. Materialele noastre care nu sunt chiar atât de performante, dar reușim să le... Migală și... Prin migală și muncă reușim să
să scoatem forme frumoase. Aici sunt niște nave mai performante cu care a participat Ionel la concursul de navă modernă de la concursul național de navă modernă. Ce migală și pe acolo ieșeau tunurile, nu? Vin tunurile, mai trebuie, e în lucru, da. Se vede, uite. Câtă migală și la... Uite, acolo sunt tunurile, nu? Care ies prin... Da. Tunurile din proba și tunurile din... Felicitări, o adevărată artă. Uite, scărițele cât de finuțe sunt. Și scărițe și... Da. Foarte interesant. O, aici ceva modern. Aici ceva modern este o copie după Riva. Deci o copie după Riva. Riva. Și încercăm totuși să ajungem și la statul de punem motorașul și cu... Telecomandă? Nu, fără telecomandă, e model static. Pentru că e făcută din lemn. Dacă era blindată cu... Interesant și aici totul lipit. Da, bineînțeles. Este fiecare filă cu filă, deci e pusă una lângă alta, deci nu e... Lustruit, finisat, aranjat, trebuie finisat. O mână dată, două dată. Foarte frumos. Ei, uite, mai avem aici, am văzut, în spate. Da, mai ce? Este un iaht, tot al domnului Cipulescu. Acolo este o fregată. Golden Rose. Asta cine a realizat-o? Nu știu eu. Este o fregată de-a mea. Ceva la o expoziție? Da. Sau la un concurs? La concurs cu ea. Și? A câștigat un bronz. Oh, bun. 1900... Bronz pe țară, nu? Și... Da. Bravo. Da. Frumos. Este o fregată olandeză, construită la anul 1507 și este una dintre puținele nave din epoca... care s-a păstrat tot cu tunulețe, cu... Foarte frumos. Diferite planuri pe care avem, o fregată americană, Constitution, în care ne ghidăm după ele ca să putem ajunge la lucrul real, la lucrul... Asta? Ai un vapor după timpuri, după la noi, nu? Acesta este... După revista Modelist. Așa. Construită... Asta e tot al lui domnul Nițulescu, nu? Da. Frumos. Ar fi păcat ca tineretul din Mangalia, acum poate vede și aude, este bine primit, va fi bine primit în acest cer, care nu? Dorește și are ambiție, în primul rând, și plăcere de a-și... dezvolta hobby-ul pe care eu bănuiesc că în momentul în care te atrage ceva și ai atracție față de ceva, e imposibil să nu-ți placă. E un hobby cam pretențios. Este cam un hobby pretențios. Cere multă răbdare și îndemânare. Și îndemânare. Dar și talent. Acestea, dacă nu-ți arată totuși cineva, de asta sunt aici, ești foarte departe de a realiza acest lucru. Este un lucru foarte mare să-ți arate cineva. Mulțumesc mult și cred că filmulețul acesta va trezi interesul tineretului din Mangalia. Mulțumesc! Care doresc să vină, cu mare plăcere îi aștept. Unii poate vor merge mai departe, unii nu toți au o îndemânare și poate au plăcere, vor să facă, dar în momentul în care se izbește de ceva mai greu, se lasă. Să auzim de bine! Da.